Sunt agenți economici în județ care desfășoară activități de catering și care fac rabat de la normele legale. La această concluzie au ajuns comisarii Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorilor Dâmbovița după ce au luat la puricat mai mulți agenți economici pentru a vedea în ce măsură sunt respectate prevederile legale în acest domeniu. În acest sens au fost verificați 8 operatori economici. Principalele nereguli depistate de către organele de control au fost preparate culinare neconforme sau materii prime necorespunzătoare calitativ, neafișarea denumirii unității și orarul de funcționare și lipsa afișării plachetei conținând numărul de telefon Telinfo Consumator. În urma verificărilor efectuate, pentru deficiențele constatate au fost aplicate 3 amenzi contravenționale în valoare totală de 9.000 de lei și 3 avertismente. Dat fiind aceste abateri de la legislație, comisarii OPC sfătuiesc consumatorii să refuze produsele care prezintă semne de alterare sau aspect necorespunzător, care nu asigură integritatea produsului și sunt depozitate în condiții improprii. În plus, consumatorii sunt îndrumați să nu cumpere produse a căror calitate este îndoielnică, au termenul de valabilitate modificat sau depășit și nu în ultimul rând să solicite bon de casă pentru a putea proba în eventualitatea în care doresc să reclame calitatea unui produs.